Cu toții, așa după cum am menționat și în rugăciunea noastră, avem motive să îi fim recunoscători lui Dumnezeu. Avem motive să fim veseli, avem motive la asemenea ocazii să arătăm bine. Spune-i celui de alături, arăți extraordinar. Spune-i persoanei de alături, arăți extraordinar. Este o zi specială, fiecare dintre noi avem motive să arătăm bine, să ne exprimăm recunoștința, să ne exprimăm bucuria, pentru că, într-adevăr, avem motive să fim fericiți, avem motive să fim recunoscători. Cineva a zis, să fim recunoscători oglinzii, pentru că ne arată doar exteriorul nostru. Cel puțin pe din afară arătăm bine. Noi, în estul Europei, în această țară, știm să camuflăm problemele, știm să îmbrăcăm măști lustruite, știm să ne îmbrăcăm în haine frumoase, știm să facem în așa fel încât să arătăm mai bine decât suntem în realitate. Pentru că, în realitate, cei mai mulți dintre noi, de dimineață până seara, ne scâncim la ceva. Ne plângem de ceva. Mai ales dacă stăm să ne gândim, în mod oficial, țara noastră, Republica Moldova, este declarată cea mai săracă țară din Europa. Sigur că îți vine să arăți așa. Nici pe plan mondial nu stăm mai bine dacă ne gândim că doar 6 țări ne despart de nivelul de sărăcie al Indiei, da? Deci, intervalul este foarte, comparația este aproape cu India pe plan mondial, Republica Moldova. Sigur că avem motive, așa cum se spunea și în introducerea acestei prezentări, să ne gândim că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi, ne-a uitat de noi, țara aceasta n-are niciun viitor, s-au scufundat toate corăbiile, nu mai avem motive să ne bucurăm. În sondaje, prima dorință a moldovenilor este să scape de sărăcie, este să se bucure de un viitor pentru ei și pentru copiilor. Și bineînțeles că ne vine să ne întrebăm, acum când sărbătorim succesele, astăzi la Marea Zi a Recunoștinței, când îl lăudăm pe Dumnezeu pentru ceva fiecare dintre noi, ne întrebăm ce să facem cu restul, ne întrebăm această întrebare care este logică pentru noi, este actuală. Astăzi ne putem întreba, oamenii se întreabă această întrebare, este posibilă bunăstarea în Moldova? Putem învinge sărăcia în Moldova? Putem noi face ceva în așa fel încât să trăim o viață decentă aici, în Republica Moldova? Putem noi în această țară să ne bucurăm de un viitor, să avem încredere că va fi mai bine pentru copiii noștri, pentru generațiile care ne urmează? Răspunsul este, fără Dumnezeu, cam greu. Fără Dumnezeu nu este speranță, dar cu Dumnezeu, aici în Moldova, avem un viitor. Cu Dumnezeu, aici în această țară, putem să vedem îmbunătățire, putem să vedem bunăstarea, să experimentăm victorii, să experimentăm speranță, să experimentăm fericire și noi motive. Vă imaginați, dacă luăm în serios pe Dumnezeu astăzi, peste un an, când vom sărbători din nou Ziua Recunoștinței, câte noi motive am putea avea să-i lăudăm lui Dumnezeu numele, să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru bunăvoința sa cu noi, pentru că noi îl luăm în serios pe Domnul Iisus Hristos. Eu personal am încredere în Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Nimeni în istorie nu și-a prevestit moartea, nu și-a prevestit învierea din morți să se petreacă în tocmai cum a spus. Și din acest motiv, când cineva zice dinainte că va muri și promite dinainte că va învia din morți, că moartea nu-l poate învinge și acest lucru are loc, poți să te bazezi pe declarațiile, pe promisiunile, pe concluziile
o asemenea persoană. Din acest motiv, noi, cei care l-am urmat pe Domnul Iisus, îi dăm foarte mare încredere. Veți auzi mereu la adunările noastre că ne rugăm lui Iisus, în numele lui Iisus, lui Dumnezeu. Veți auzi cum cântăm, muzica noastră este dedicată Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos este persoana de referință, persoana pe care am urmat-o nu doar în mod religios, dar în practica reală a vieții noastre de zi cu zi. Pentru că cei care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos au încrederea și au argumente de acum în viața lor că Iisus nu înșeală pe nimeni, Iisus nu strică viața nimănui, ci Iisus ne scoate din încurcături. Cu Iisus viața noastră se clarifică, viața noastră se luminează și lui Iisus, lui Dumnezeu, îi pasă nu doar de domeniul nostru religios, îi pasă de viața noastră în general. Greșeala pe care o facem noi, oamenii, foarte frecvent, foarte ușor, este că separăm viața duhovnicească de viața reală de zi cu zi. Venim și ne rugăm, participăm la slujba unei biserici din când în când, poate duminica, poate la sărbători, dar în rest trăim ca niște necredincioși. În rest, relația noastră cu Dumnezeu, credința noastră cu Dumnezeu nu ne influențează în procesul nostru de luare a deciziilor, la locul nostru de muncă, în modul în care ne administrăm timpul, în comportamentul nostru, modul în care noi ne administrăm banii, relațiile noastre unul cu celălalt, îl exclud pe Dumnezeu, nu țin cont de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. De aceea, în cadrul Bisericii Philadelphia, noi căutăm cu orice preț, în modul cel mai simplu și mai practic, să învățăm ce a spus Iisus, să învățăm ce au făcut primii urmași ai Domnului Iisus Hristos, primii creștini, și să experimentăm bunăstarea, binecuvântarea lui Dumnezeu, să scăpăm de problemele pe care le au oamenii care nu se bazează pe Dumnezeu. Când este vorba de domeniul financiar, economic, poate nu vă vine să credeți, Biblia vorbește, se referă cu cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, se referă la banii, la posesiuni materiale, la averi și la starea economică a oamenilor mai mult decât se referă la iad, la rai sau la iertarea păcatelor. Sunt peste 2000 de referințe biblice, de texte biblice care se referă la bani, la economie, la situația materială și economică a oamenilor. Lui Dumnezeu îi pasă de nivelul nostru de trai. Lui Dumnezeu îi pasă. Este rușinos că în istorie biserica a cerut banii de la oameni. Cu Dumnezeu noi trebuie să învățăm să câștigăm banii. Cu Dumnezeu noi trebuie să învățăm să avem banii. Cu Dumnezeu noi trebuie să învățăm să ne ajutăm unul pe celălalt și să ridicăm nivelul societății noastre. Din acest motiv, în următoarele trei duminici, astăzi și următoarele trei duminici, vom discuta despre ceea ce ne învață Iisus, ceea ce ne învață Dumnezeu în cartea sa despre bunăstarea materială, cum vrea Dumnezeu ca noi să ne comportăm în domeniul financiar în așa fel încât să nu fim triști, ci să fim mulțumiți. Să nu trăim în dezastru, pentru că de fapt Domnul Iisus Hristos a spus și a afirmat un lucru foarte șocant care creează intrigă. Iată ce spune Domnul Iisus. Domnul Iisus a spus ceva de felul acesta: nu poți fi un creștin adevărat. Noi toți suntem creștini, nu? Într-un fel. Nu poți fi creștin autentic, adevărat, trăind în dezastru financiar. Nu poți să spui că ești credincios lui Dumnezeu și ești unul din oamenii
de încrederea lui Dumnezeu, crezi în Iisus, l-ai urmat pe Iisus, dar în același timp, cum spunem noi pe stradă, să fii falimentar din punct de vedere financiar. Să fii falit, se mai spune pe la piață. Este o contradicție de termeni. Nu poți să fii credincios lui Dumnezeu și să fii binecuvântat de Dumnezeu, dar în viața financiară, în viața economică, din punct de vedere al nivelului tău de viață, de traie, să fii dezastru. Nu. De ce? Pentru că Domnul Iisus a explicat în predica sa căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Mântuitorul Iisus a spus că este o legătură strânsă între inima noastră și banii noștri, posesiunile noastre materiale, finanțele noastre, domeniul economic al vieții noastre, a familiei noastre. Mântuitorul încearcă să spună, nu poți să zici că l-ai pe Dumnezeu în inimă și că inima ta este legată de Dumnezeu și că ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ești un creștin care are pacea lui Dumnezeu în inimă dacă, din punct de vedere financiar, ești în pericol. Noi toți știm că atunci când ne riscăm banii, când ești amenințat să-ți pierzi serviciu, ești tulburat, ești neliniștit, faci panică, nu poți dormi noaptea, ești stresat. Un om credincios și în același timp stresat, un om credincios și în același timp disperat din punct de vedere economic, financiar, nu sună bine deloc. Duminica viitoare vom învăța împreună cu Dumnezeu cum este posibil să avem o relație bună cu Dumnezeu în inimă și cu domeniul financiar. Pentru că în momentul în care Dumnezeu face lumină în suflet, El face lumină și în viața noastră materială, economică. Și chemarea lui Dumnezeu este să îi dăm voie lui Dumnezeu, să se implice în viața noastră financiară. Este multă dezordine. Este mult de clarificat acolo. Pentru că atunci când citim Scripturile lui Dumnezeu, tragem și următoarea concluzie pe care, de asemenea, nu putem trece cu vederea, de asemenea sună provocatoră. Nu poți sluji lui Dumnezeu dacă ești dator. Nu, asta am spus. Nu poți sluji lui Dumnezeu dacă ești dator, dacă ai datorii neplătite. Sună provocator, nu-i așa? Nu vă pun să ridicați mâna cei care sunteți datori. Nu trebuie să ridicați, că oricum nu vă plătim datoriile noi. Nu. Nici Dumnezeu nu plătește datoriile noastre. Nu. Trebuie să învățăm. Domnul Iisus Hristos ne avertizează iară. Înțelepții fac concluzii cu mii de ani în urmă. Solomon, a cărui înțelepciune este proverbială în istorie, a fost înzestrat de Dumnezeu în mod supranatural cu înțelepciune. Iată ce spune Solomon: bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ești dator, ești sclavul celui de la care ai luat bani. Asta spune Dumnezeu. S-ar putea strada să spună dacă ești dator, ești șmecher. S-ar putea strada să spună, dacă nu împrumuți, n-ai să te dezvolți, n-ai să trăiești bine niciodată. Dar Dumnezeu spune că tu ești slujitorul acelui om sau acelei instituții de la care ai împrumutat bani, de la care împrumuți bani. El te controlează. El îți face programul. La acel om, la acea instituție te gândești mai des decât la Dumnezeu. Din acest motiv, Iisus explică că banii îl concurează pe Dumnezeu în viața noastră personală mai mult decât noi ne imaginăm. Din acest motiv, nu trebuie concurență. Noi trebuie să depindem doar de Dumnezeu, nu de bancă, nu de bogații care dau bani cu procente, nu.
Iată de ce duminica viitoare vom învăța cum să scăpăm de datorii cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută să scăpăm de datorii. Nu ne plătește datoriile. Știți de ce Dumnezeu nu ne plătește datoriile? Pentru că peste un minut îi luăm din nou bani împrumut. Dar dacă Dumnezeu te ajută să scapi de datorii, s-ar putea să înveți lecția și să trăiești o viață fericită, fără să ai de plătit datorii înapoi. Am spus, nu poți fi un bun credincios și în același timp dator. Nu poți să spui că îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos și în același timp să ai bani de dat altor oameni care te-au împrumutat și poate că întârzii sau nu ești de cuvânt încă să-ți dai bani înapoi. Apropo, în cultura noastră am ajuns atât de rău încât oamenii împrumută bani fără nici măcar să se gândească de unde o să-i dea înapoi. Unii se îmbracă în haine religioase atunci când explică acest lucru. O, Domnul va purta de grijă. Nu-ți poartă Domnul de grijă dacă e bani împrumut. Nu te înșela, este o religie falsă. Dumnezeu n-a promis nimănui, nici mie și nici ție, că dacă împrumuți bani, El te va ajuta, te va binecuvânta să-i plătești înapoi. A căzut un băț sau ați aplaudat? Puteți să aplaudați la aceste afirmații. Bravo! Asta este realitatea. Dumnezeu nu te ajută să plătești datoriile dacă împrumuți. A, nu știu de unde, dar Domnul, nu, așa miracole nu scrie în Biblie. Dar Dumnezeu te ajută să scapi de datorii dacă te angajezi să nu mai împrumuți. Și dacă te angajezi să-ți administrezi viața așa cum te învață El, așa cum vom învăța împreună duminica viitoare. Deja știți ce vom discuta duminica viitoare aici. De asemenea, o altă afirmație provocatoare. Nu poți fi apreciat de Dumnezeu dacă ești criticat la locul de muncă. Asta sună de-a dreptul enervant, nu? Dacă nu te laudă șeful, nu te laudă nici Dumnezeu. Îți place asta? Să nu crezi că te încerc, Domnul te așteaptă cu răsplata dacă angajatorul tău la locul tău de muncă n-are pentru ce să-ți plătească. Fie că ești neserios, fie că ești leneș, irresponsabil, întârzii, rebel, comentezi, faci probleme, mai și furi poate. Dacă la locul tău de muncă nu ești apreciat, nu ești promovat, nu ești respectat, nici nu te înșela, nici în cer nu ești privit bine. Sunt unii care cred, eu îl iubesc pe Domnul și nu-mi pasă mie de lucru acesta. Nu. Iată ce a spus Domnul Iisus. Iată, vom discuta aceasta peste 2 săptămâni. Deja știți despre ce vom vorbi peste 2 săptămâni duminică, da? Iată ce a spus Domnul Iisus Hristos. Cine este credincios în lucru cel mai mic, este credincios și în cel mare. Și cine este nedrept în lucrul cel mai mic, este nedrept și în lucrul cel mare. Ce spune Domnul Iisus? Dacă ești promovat în lucrurile acestea mici din lumea aceasta, vei fi promovat, vei fi lăudat, vei fi apreciat și răsplătit în lucrurile mari din lumea lui Dumnezeu, din sistemul lui Dumnezeu, al împărăției Lui, al autorității Lui. În acest motiv, un bun creștin ar trebui să fie mai punctual la locul de muncă decât ceilalți. Ar trebui să fie mai responsabil decât ceilalți. Ar trebui cumva să fie mai îndemânatic decât ceilalți. Ar trebui cumva să fie mai preocupat de propria lui dezvoltare profesională decât ceilalți. Ar trebui să fie mai de încredere decât ceilalți. Ar trebui să fie mai bine plătit decât ceilalți, prin urmare. Veniți peste 2 săptămâni să discutăm cum să câștigi bani, să câștigi buni bani, aici, în Republica Moldova. E posibil cu Dumnezeu de câștigat bani buni în Moldova? Să nu zici, ăștia nu mă prețuiesc. Nu spui nimic nou, toată lumea știe că nu ești prețuit. Nu spui, ăștia nu vor să plătească, bandiți nu vor să plătească. Nu spui nimic nou, toată lumea știe asta.
Dar vreau să știi ceea ce tu nu știi, poate sau poate nu ai credință că acest lucru este posibil. Că Dumnezeu îi ajută pe ai săi să facă o diferență. Cu Dumnezeu este posibil să fii prețuit în această țară. Doamne ajută? Ei, Doamne ajută? Mulțumesc! O altă afirmație. Nu poți fi bogat în fața lui Dumnezeu dacă aduni doar pentru tine. Asta iar, nu? Iar te doare, iar ne doare. Nu poți fi bogat în fața lui Dumnezeu dacă aduni doar pentru tine. Mântuitorul Iisus, când trăia între oameni, a explicat că sunt oameni care sunt bogați doar în fața lumii, dar unii sunt bogați în fața lui Dumnezeu. Poți să fii bogat în fața oamenilor, oamenii să tragă concluzii că ești bogat, să reușești cumva să impresionezi pe oameni că ești bogat. Și în cer, să nu fii în numărul celor bogați. Dar sunt oameni care știu cum, ajutați de Dumnezeu, se îmbogățesc față de Dumnezeu. Iată ce a spus Domnul Iisus Hristos. Peste 3 duminici, peste 3 săptămâni, vom discuta despre această temă, bogat față de Dumnezeu. Așa este cel care adună pentru sine, dar care nu este bogat față de Dumnezeu. Domnul Iisus a povestit un caz în acea împrejurare și a spus: omul care adună doar pentru sine este ca un om fără minte, este un nechipzuit. Unele traduceri le spune: este un nebun. Să fii egoist și să-ți mărești averea doar pentru tine, că doar știi că nu vei moșteni pământul, doar știi că nu trăiești veșnic în lumea aceasta, este un lucru neînțelept. Cu Dumnezeu, în Moldova, tu poți deveni bogat față de Dumnezeu. Noi putem deveni bogați față de Dumnezeu împărțind cât de cât, câte ceva și cu cei ce sunt nevoiași în jurul nostru. Voi știți că Biserica Philadelphia este generoasă față de cei săraci, față de cei nevoiași. Din acest motiv, în această zi, cei care sunteți săraci, care faceți parte din categoriile vulnerabile din punct de vedere economic, social, la ieșire, după această adunare, la ieșire din această sală, puteți să luați acest cupon pentru cadoul pe care îl pregătește Biserica Philadelphia. Un singur lucru vreau să ne înțelegem: cei care nu sunteți săraci, nu abuzați. Aici nu e la primărie, aici nu se dă ceva degeaba. Câți dintre voi credeți că în Biserica Philadelphia nu se dă nimic degeaba? Nu se dă nimic degeaba la Biserica Philadelphia. Ceea ce oferim noi este în numele lui Iisus. Sunt daruri oferite în numele lui Iisus. Dacă îl minți, îl minți pe Iisus. Dacă îl furi, îl furi pe Iisus. Deci, oameni buni, s-ar putea să fiți mai săraci decât sunteți. Nu vă manipulez, nu vă ameninț. S-ar putea să-L supărăm pe Dumnezeu dacă abuzăm. Ne înțelegem? Ne-am înțeles? Sunteți oameni de treabă. Am încredere că ne-ați înțeles. Da, dar în același timp, fără nicio rușine, fără nicio sfială, cei care sunteți în nevoie, la ieșire luați acest cupon, veți fi îndrumați cu bunăvoință de oamenii care fac acest lucru. Iar duminica viitoare, până duminica viitoare, Biserica Philadelphia va pregăti, dăm aceste cupoane să știm câte pachete să pregătim. Duminica viitoare, în baza acestui cupon, vă vom oferi pachetul cu alimente de bază în numele lui Iisus, ca și dar din partea Bisericii Philadelphia. Iar oamenii din această biserică, duminica trecută, au promis, au colectat, și banii care se colectează astăzi ca și dar de bunăvoie sunt destinați ca să cumpărăm aceste cadouri pentru cei săraci.
noi credem că cu Dumnezeu putem avea pentru nevoile noastre și încă mai putem ajuta și pe cei din jur. Vă imaginați cum ar arăta această țară dacă împreună cu Dumnezeu am experimenta, este posibil să experimentăm bunăstarea și apoi să ajutăm și pe alții să o experimenteze. Doamne ajută! Din acest motiv, următoarele trei duminici discutăm această temă. Este seria de prelegeri, de prezentări intitulată Fii bogat cu Dumnezeu în Moldova. Nu trebuie să mergi în Germania. Nu trebuie să mergi în America ca să fii bogat. Tu poți fi aici, cu Dumnezeu, bogat. Bogat așa cum unii dintre voi râdeți că e posibil, alții râdeți că nu-i posibil. Dacă veniți următoarele trei duminici, veți înțelege, veți ajunge la convingerea că este posibil. Și vă vorbesc cu autoritatea unui conducător, a câtorva organizații, împreună cu echipa cu care o conducem. De 20 de ani funcționăm în această țară. Și vreți să vă spun un secret? Cu Dumnezeu nu avem niciun bănuț datorie astăzi. Nu am fost niciodată restanțieri cu facturile sau cu salariile. Investițiile pe care le facem cu Dumnezeu sunt posibile aici în Moldova, în această țară. Dumnezeu, când este El de partea ta, nu contează unde te afli în această lume. Nu contează dacă condițiile sunt bune sau vitrege. Din acest motiv vă chem, din acest motiv vă rog, veniți să învățăm cum să fim bogați în Moldova cu Dumnezeu, nu fără Dumnezeu. Pe parcursul acestor trei duminici care urmează, vom discuta duminica viitoare cum să fii liber de datorii, asta e voia lui Dumnezeu, să fii liber de orice datorie, cum să fii bine plătit, asta este voia lui Dumnezeu, să ai un salariu bun aici în Moldova și bineînțeles cum să fii bogat. Peste trei duminici, deja știți, duminica viitoare, peste două duminici, a treia duminică, despre ce voi discuta. Dacă doriți să ascultați din nou această prezentare la această adresă pe internet, atâta vreme cât va exista curent electric, o puteți asculta, ea rămâne acolo plasată. Tot aici găsiți și întrebări pentru discuții în cadrul grupurilor Bisericii Philadelphia. Noi dezbatem aceste prezentări, punem întrebări, răspundem la întrebări și în felul acesta implementăm în mod practic principiile eterne ale lui Dumnezeu, valorile creștine care sunt absente în societatea acestei țări. Noi nu avem nevoie doar de religia creștină, noi avem nevoie de valorile creștine în viața noastră de fiecare zi, acasă, la școală, la fabrică, la piață și la biserică. Doamne ajută! Acum vă rog să luați formularul de comunicare și pe verso, pe partea a doua, sunt câteva angajamente pe care care vă stau la dispoziție, pe care le aveți la dispoziție. Pe partea stângă, haideți să începem cu partea stângă. Astăzi îmi dedic viața Domnului Iisus. Stimați oaspeți, cei care ați venit pentru prima dată, ne simțim atât de onorați că ați răspuns invitației. Bănuiesc că vă place muzica noastră, bănuiesc că vă place atmosfera, bănuiesc că vă place barba mea, bănuiesc că vă simțiți bine împreună cu noi și vă așteptăm ori de câte ori veți veni aici, vă primim bine. Și apropo, vreți să vă spun un secret? Vă plac secretele când se spun de aici? Da. În această adunare nu s-a organizat nimic special pentru această sărbătoare. Cam așa arată adunarea Bisericii Philadelphia în fiecare duminică. Vă primim bine, vă oferim un program plăcut. Noi chiar ne-am propus să nu vă stricăm duminicile. Noi chiar ne-am propus să vă facem să vă simțiți bine, să vă fie drag. Biserica, adunarea bisericii trebuie să fie dragă, nu durută. Trebuie să fie dragă și nu trebuie să vă doară, să vă plictisiți și să vă uitați la ceas ori când termină ăștia, să scap din această da?
Nu este nimic deosebit în această zi, asta spuneam. Și poți să vii, dar dacă nu-L accepți pe Iisus, dacă nu decizi să-ți dăruiești sufletul Domnului Iisus, nu te ajută la nimic. Poți să dai bani la săraci, poți să fii om de treabă, poți să fii harnic, poți să fii gospodar. Dacă nu-ți dedici viața Domnului Iisus, tu ești în nesiguranță și viitorul tău etern, veșnicia ta, este în pericol. Din acest motiv, în fiecare duminică, noi oferim posibilitatea, îndemnăm pe oamenii cu dragoste, cu bună înțelegere, să-și dedice viața Domnului Iisus. Zeci de oameni în fiecare duminică, sute pe lună, mii de oameni pe an, în această sală, iau decizia de a-și dedica viața Domnului Iisus. Acest lucru produce o schimbare de gândire conform principiilor lui Dumnezeu, o schimbare a vieții conform valorilor lui Dumnezeu și în felul acesta bunăstarea lui Dumnezeu ne stă la dispoziție nu doar în viața aceasta, dar și în eternitate, în viața veșnică. Bifiază! Nu trebuie să ridici mâinile, să plângi, să genunchezi pe covor. Nu trebuie să faci nicio demonstrație publică astăzi. Dar dacă bifezi că L-ai primit pe Domnul Iisus, că îți dedici viața Domnului Iisus, conducătorii acestei biserici te vor contacta în următoarele zile. Îți vom spune ce trebuie să faci și îți vom sta la dispoziție să te ajutăm să-L urmezi. Scopul acestei biserici, misiunea acestei biserici este afișată pe acel perete în stânga mea. Ajutăm orice om să devină urmaș dedicat al lui Iisus. Vă imaginați cum ar arăta viața noastră dacă ne-am angajat să-L urmăm pe Iisus într-un mod dedicat? Cum ar arăta familiile noastre dacă L-am urmat pe Iisus cu seriozitate? Cum ar arăta orașul nostru, societatea, țara noastră dacă tot mai mulți oameni s-ar angaja să-L urmeze pe Domnul Iisus? Doamne ajută!